Poetul plastic al florilor, Ștefan Lucian. Tablourile sale au multă căldură și vorbesc singure privitorului. Modul de transpunere a efectelor de lumină, acesta este marele său aport în pictura românească. Ștefan Lucian spunea: natura nu trebuie să o imiți, nici să o copiezi. Trebuie să lucrezi în felul ei, să știi să observi. Asta e cheia. Noi, artiștii, privim cu ochiul, dar lucrăm cu sufletul. Ștefan Lucian, un desen impresionant al unui pictor care a strălucit intens în lumea artei românești până când steaua lui a apus la numai 48 de ani. O soartă la fel de tulbure au avut și unele dintre lucrările sale. Acest tablou a făcut parte din tezaurul restituit de Uniunea Sovietică în 1956. În 1989, la Revoluție, o gaură mare s-a făcut în cer. De fapt, în cerul acestui minunat tablou, pe care Lucian l-a terminat în ultimii ani de viață, când era aproape complet paralizat. Gloanțele au străpuns lucrarea și au creat o spărtură considerabilă, avarind grav pictura lui Lucian. Pe cât de mic acest tablou, pe atât de intensă a fost munca restauratorilor. După completarea spațiului lipsă, a lacunei din pânză, au urmat apoi mai multe tratamente. După investigații fizico-chimice, destul de greu de explicat totuși, stratul lacunar completat a fost adus și el la nivelul celui pictural, prin imitarea pensulației și a structurii suprafeței originale. Din fericire, acum peisajul lui Lucian este complet restaurat, se găsește în colecția Muzeului Național de Artă al României și face parte din proiectul Laborator 2, 1989, restaurarea picturilor împușcate.